Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice. Și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu cel mai tânăr om din lume, tânărul Remus. Ce faci, Remus? Salut la toată lumea. Bine. Ești bine? Mă întrebam azi ceva. Ce te întrebam? La modul cât se poate de serios. Ce te întrebai, Remus? Dacă o să ajungi să bubui, așa, la fel cum fac majoritatea invitațiilor tăi de aici. Vorbește mai spre te rog. Dacă o să faci bani din chestia asta și vorbesc de bani mulți, și așa, dacă nu o să vrei să-mi dai și mie, cum probabil da, o să se întâmplă chestia asta. 100%. Dacă te dau în judecată, ce șanse de câștig aș avea? Am înțeles care e întrebarea ta. Te costă 50 de euro consultația juridică. Dă-i pe ceas. Păi nu, adică 50 de euro te costă în principiu ca să te bag în seamă, cum să spun. Ok. A, deci așa da, să da, iar astea nu sunt, evident, prețurile oficiale practicate de firmă. Asta îți cer eu pe sub mână, cum s-ar spune. Gen, încălcându-mi statutul profesiei. Asta îți cer așa, cum să zic, gen, mi-i bagi așa când nu mă uit în buzunarul de la haină. Păi și nici măcar nu aș vrea mult, adică mă deranjează chestia asta, știi? Că dar stai puțin. Adică știi că nici pe ea nu-i vrea să-mi dai. Ce te deranjează? Că, gen, din banii pe care o să-i fac eu la un alt podcast nu o să te plătesc pe tine? Da. Sau pe Sergiu, sau pe Sergiu, sau pe cine mai vrea. Da. Păi hai să o luăm așa. Aș putea, de exemplu, să vă dau că s-o spunem pe dreaptă. Dacă o să bubuie la un dat podcastul ăsta și o să fac la un moment dat foarte multe view-uri și o să explodeze canalul și o să câștige mulți fani și astea, e clar că lumea nu o să se uite în spate. Nu o să-ți zică cineva, mamă, uite tare Florescu, hai să mă uit la toate 100 de podcasturile în spate cu tânărul Remus și cu tânărul Sergiu. Și e clar că dacă o să bubui vreodată, nu o să bubui cât timp fac asta cu voi. Că e clar că din cauza voastră nu are succes chestia asta, așa? Și când o să scap de voi, Doamne, din contră, o să vă cer eu daune, că am făcut chestia asta un an de zile și n-am primit nimic niciodată. Te-am ținut în loc aici. M-ați priponit. Am legat oamenii să nu-ți dea like. Eu, de fapt, am făcut podcastul ăsta ca să mai cunoaște și voi oameni, să mai vină un Teo pe la noi, un Cristi Popescu, un Șerbara Covițeanu, să mai vă mai bagi și pe voi niște lume cunoscută în seamă, că altfel îți dai seama, te duceai la stand-up, plăteai bilet 50 de lei, la sfârșit faci o poză cu Teo, nu se uita la tine. Am înțeles. Păi atunci o să-l dau eu chiria luna asta. Da, mi se pare corect. Hai, și așa nu o să prea stau pe acasă. Da, de oricum 50 de euro. Așa, deci fii atent, Remus, am văzut azi o știre, deci chiar nu voiam neapărat să vorbesc, că n-am mai făcut podcast solo de mult și erau foarte multe chestii care s-au întâmplat între timp și meritau a fi discutate, dar gen am văzut o știre care la început m-a enervat, m-am simțit păcălit și după aia am fost așa, am simțit o compasiune, cum să zic, bă, I feel for you, știi? Mm-hmm. Am simțit așa o chestie gen, bă, dar lasă-mă și pe ei, vai de capul lor. Deci, atent, titlul suna în felul următor. 100% clickbait, nicio problemă, mă rog. O tânără de 23 de ani a fost dat afară din saună pentru că era prea sexy. Sau pentru că purta un costum de baie prea sexy, ceva de genul. Și știi cum e, când vezi un titlu de ăsta, na, animalul din tine îți scapă mână. Ia mă să vedem, hai să vedem așa ce, cum arăta vagabonta. Și dai click, știi? Nici măcar nu ți-o arată din prima, știi? Adică trebuie să citești un pic, să dai un scroll în jos ca să... Sunt tehnici ca ghebiste astea. Da, da, da. Să te țină pe site-urile lor. Bun, dau click. Așa, ia să vedem. Clip, știi? Și după aia o văd pe domnișoară. Și mă uit așa la ea două secunde,
bă, stai că parcă poate nu e poziția bună, știi, poate nu e... Și dau mai jos și văd din altă poziție. Și acum pune-te, rog, pune-o pe domnișoară și cred că de data asta o să încerc să o pun pe video pe domnișoară și ca să o vedeți și voi, pentru că e ceva super important. Dar nu mai ai. Tânărul Remus nu se descurcă foarte bine. E cea altă pagină de Chrome. Deci deschide, dă-i în Chrome acolo. Aia. Așa. Și dă-o mai jos puțin. Dă-o mai jos. Așa. Deci asta este domnișoara. În primul rând, domnișoara care este aici sau aici, gen unde o să o pun eu la edit după, are o figură foarte jovială, arată, nu știu, cum să zic, nu pot să zic că este, că nu e plăcută. Pare așa. Pare că învață bine. Adică pare că învață bine, dar nu poți să zici că gen n-a învățat bine în liceu. Nu poți să zici nici că, bă, e super nașpa și nu m-aș uita la ea în nicio circumstanță. Dar, de la a nu mă deranja că mă uit spre ea, până la a fi dat afară dintr-o saună pentru că era fie ea prea sexy, fie purta un costum de baie prea sexy, este cale lungă. Și aici, gen, au fost niște mămici care au reclamat la administratorul saunei, whatever, că uite, domne, asta e prea sexy, asta, gen, fata asta de aici este prea sexy și nu mi se, adică, gen, nu e ok. Dau și mai jos să se vadă și cealaltă poză sau doar pe asta o să pui? Pe oricum o să le pun pe amândouă, dar nu contează ce dai tu, ce nu dai, că nu pun captură de... O să pun pozele pur și simplu. Hai să comentăm puțin poza asta. Bun, deci, domnișoara, nu știu cum o cheamă, Catherine, cred, sau ceva de genul, Cathy. Eu sunt ultimul om, eu respect foarte mult femeile, deci asta toată lumea o știe, cine mă știe, știe că, gen, respect foarte mult sexul frumos, deși și eu sunt super frumos, dar mă rog. Dacă e să o luăm obiectiv așa, să o luăm pe cum arată, nu știu, idealul de femeie din 2020 din perspectiva unor bărbați superficiali, care, gen, nu suntem noi, că noi nu suntem superficiali deloc. Eu noi. Sigur, poftim? Eu sigur nu. Da, nu, clar nu suntem. Deci la Casual Friday Podcast femeile sunt respectate, nu sunt obiectificate, iar gazdele nu sunt deloc superficiale din perspectiva asta. Așa. Dacă n-am fi noi cei care comentează, ar fi niște bărbați imparțiali și obiectivi și asta și le-ar judeca după standardele impuse, bineînțeles, de bărbați și de masculinitatea toxică. Deci, femeia nu are șoldurile nici măcar pe aproape de cum ar arăta niște childbearing hips, știi? Deci nu are childbearing hips, deci dacă... cum să zic, dacă soțul tău, că acum vorbesc din perspectiva mamelor, știi? Dacă soțul tău te înșeală cu femeia asta, este posibil să-i dea niște copii care nu sunt optimi, știi? Din cauza șoldurilor ei foarte înguste. Nu are adică talia, da, este, să zic, corectă, dar nu este impresionantă cu nimic, știi? Nu are absolut nimic wow. Nu e nimic impresionant la ea, e... Stai, mă, nu da spoiler. Așa. Sânii. Sânii, ca să fim, cum să zic, n-ai nimic de bine de spus, dar nici așteptări mari. Așa. Care este cuvântul care este folosit de cele mai multe ori? Cred că merge... Este cinstit. Are un boost cinstit. Gen, bă, nu e wow, nu e nici măcar bine, dar la bani ăștia
La bani, ce drag, la bani ăștia merge, gen, are un bus cinstit. Bă, nu mă simt păcărit, adică e... Asta zic, e cinstit, te uiți la ea, da. Dar nu o ții minte în drum spre casă, în știi? În niciun caz. În niciun caz. Așa, fața... Da, are 23 de ani, nu e urâtă, like, gen, dacă o vezi în bar și vine să vorbească cu tine, nu zici nu, dar gen, nu te duci tu la ea. Ce decât dacă o vezi că șchiopătează sau ceva, decât dacă, dacă o vezi rănită cumva și, adică, nu știu, dă, adică dacă e deja interesată de tine, te duci sau dacă... Impresi, te duci, cu... clar, ori... Și mai nasoai de chiar. Da, oră. Da. Și de ce fac comentariile astea la adresa domnișoare, care, vorba aia, n-are nicio vină. Ea s-a dus la o saună într-un costum, într-un body, adică gen, nu, eu mă gândeam, mamă, stai, vezi ce, ce tanga agresivă are, gen, are din ăla, știi, care se prinde așa, nici măcar n-are straps. Mm-hmm. Nici știu dacă există, dar mă rog. Deci mă gândeam, mamă, să vezi cum arată asta. Nu, frate, avea body, adică gen One Piece. What the fuck? Mă gândeam, mă rog, nu contează. Așa. S-a dus femeia la saună și că au dat afară că eram prea sexy. Și în primul rând, pentru ea, a fost, da, frate, super tare, gen... prea bună pentru voi, sigur. Gen, da, ok, mă duc acasă. E ca și cum e ca și cum nu te primesc ăștia la orgie că o ai prea mare. Gen, te duci acasă. Bă, nu m-au primit, da, mai bine. Gen, da, frate. Și acum, ok, acum hai să, asta e partea ok. Hai să privim partea nasoală a acestei povești. Tu îți dai seama cât de nasoale sunt femeile în Anglia? Bă, îmi dau seama pentru că am și fost, bine, am fost în Dublin și când ne-am pregătit să ieșim în oraș acolo, pe lângă faptul că era frig, era februarie și orașul era plin, adică centrul vechi era plin de gagici, nu care nu erau bune, lasă asta, dar erau majoritatea sub 7, sub nota 7 și se îmbrăcau. Pe cam atât ai dau și lu asta, un 7. Deci era un fric și erau îmbrăcate cu mini din astea fără, foarte provocator și nu-i nimic mai nasol să vezi femei care nu arată bine îmbrăcate, extraordinar de provocator. Înțelegi? Și dar altfel fain, da. Față de România, unde am avut discuția asta de prea multe ori. Da. Du-te la metrou. Deci cobori, chiar și iarna. Cobori la metrou la Unirii, treci prin pasaj și te îndrăgostești de 3 ori până treci pasajul de la un cap la altul. Străini, economia noastră. Bă, dar oare de ce sunt femeile așa nașpa în Anglia? Oare pentru că acolo gen e frig și foarte rar ajung să fie femeile dezbrăcate în costume de baie și astea și nu le pasă. Da. E o întrebare foarte bună. De ce sunt atât de urâte? Adică, deci dacă femeia asta este, vorba aia, ilegal de bună. Și la noi e gen deci, merge? La noi este, da, ok, hai, fie, da. De la noi, da. Da. Deci la noi... Dacă e în club, ți-am zis, nu te duci la ea decât dacă vezi că șchiopătează. Dacă te duci, dacă, uite, ești într-o perioadă din asta în care nu ți-a plicat absolut nimic sau ai băut sau oricum și vezi că se uită la tine, te duci, dar nu te păi duci da, așa, cu foarte mult confidence, știi? Astăzi. Te duci că ai luat trei frâne înainte și le zici, bă, la asta mă duc la sigur, n-are cum să comentezi. Dar comentezi și asta... Ștreagul, tati. Da. Dar foarte nașpa că s-a ajuns la toată chestia asta, adică nu-mi dau seama de ce ai face așa ceva. De ce ai ca femeile alea, știi, care au raportat asta...
Adică... Nu știu, frate. Nu știu, gen... Crezi că are legătură cu toată epidemia asta de... ideile astea, feminismului... Crezi că zici coronavirus și încercam să fac... Da, mă, nu știu, bă, e... Cred că... S-au luat aerul, adică, și la Victoria's Secret a văzut la un moment dat o știre despre cum niște femei cu trupul normal au făcut un protest în fața la Victoria's Secret, dezbrăcate, știi, în costume de baie, știi, să-și arate normalitate. Da. Și primul rând, bă, nu despre asta e vorba, știi, adică... Bă, știi adică... care e faza cu asta de la Victoria's Secret? Lumea tot zice că, bă, Victoria's Secret în sus, Victoria's Secret în jos. Și nici măcar nu sunt chiar atât de bune. Nu știu dacă v-ați uitat pe Instagram în ultima vreme sau nu știu dacă vă uitați pe Instagram la femei, deși numai asta e pe Instagram. Dar femeile care arată ca alea de la Victoria's Secret, gen super subțiri, fără țâțe, fără cur, adică ok, au niște forme acolo, dar nu sunt forme exagerate, știi? Sunt efectiv cum ar trebui să arate un model by the book. S-a schimbat paradigma, să știi. S-a schimbat standardul de frumusețe. Acum, frate, trebuie să ai curul exagerat ca să ai succes, da, pe Instagram. Da, uite, asta de la Victoria's Secret sunt super ok, pentru că fizic vorbind nu sunt niște slăbănoage, că s-a schimbat paradigma aia. Era la un moment dat, bă, în anii 2000 sunt, și ceva. Cam sunt. Adică sunt, nu mai sunt anorexici, dar nu, sunt slăbănoage. Da, nu mai sunt anorexici. Sunt, na, fit și... Deci fii atent. Da, exact. Ok. Femeile de la Victoria's Secret sunt la modul, bă, da, înțeleg, ești super frumoasă, aș vrea să fii, nu știu, prietena mea la un moment dat, nu mai, da, nu mai las, la, că știu cum arată Victoria's Secret Models. Așa, gen, femeile de la Victoria's Secret sunt în felul următor, da, înțeleg, înțeleg care-i treaba cu tine, de ce ești atât de, nu știu, faimoasă și astea, dar dacă ar fi să construiesc femeia perfectă, nu ar arăta ca tine. Înțelegi și zic? Da, dar chiar crezi că... Cum ar arăta femeia perfectă în ziua de azi? Ca asta de la Victoria's Secret, doar că cu șoldurile mai mari. Super simplu. Ba nu, ai că nu știu. Faza e că nu poți să construiești... De fapt, poți, dar... Bă, nu știu. Ideea e că... Chiar ai ca o femeie din asta perfectă? Și acum te întreb sincer. Bă, știi cum e? Adică... Oricât de perfect ar fi o femeie, la un moment dat tot te uiți după una care arată neperfect, dar asta îți prinde ție privirea. Asta zic, dacă îți placă de cineva și să-ți placă de cineva mai mult decât, da, mă, da, doar... Sigur, dar noi vorbeam, deci noi vorbeam de chestii absolut superficiale care evident nu, că nu ne caracterizează pe noi, dar na, anumiți oameni care, vorba aia, sunt, na, au valorile cu susul în jos, ar putea să gândească în felul ăsta, știi? Dar, again, Victoria's Secret, femei frumoase de toate mărimile, nu de toate mărimile, de toate culorile și de toate etniile, bă, jos pălăria. Dacă ar fi să fac o femeie după, cum să zic, cum e Tudorița Nene, știi, când zici că, bă, ești, că parcă m-a întrebat pe mine, măta. Gen, când te-a făcut, m-a întrebat pe mine cum o vrei, cum să fie. Cum să fie? Păi, pune dublu cur și restul fă-mi o, cum, fă-mi o surpriză. Da. Cu mult sos. Cu mult sos. Pune și acolo niște... Rozmarin. Rozmarin. Da, mă, și la tine cum e femeia, cum ar trebui să arate o femeie? Păi asta e că m-am gândit la un moment dat, nu știu cu cine discutasem, cu o tipă și ea spunea, genul meu de tip, știi? Adică mi se pare că femeile pot să aibă mult mai clar în minte imaginea genului de tip pe care, cu care vor să fie. Pentru că na, nu știu, se gândesc la mai mult la nevoile lor, știi, asta, de siguranță, de... Da, păi bine, dar gen... Dar pentru mine, nu știu, deci chiar nu pot să zic că îmi plac blondele, roșcatele mai mult decât, nu știu, unele față de altele. Chiar
nu-mi dau seama. Dar curul trebuie să fie fain. Cred că dacă aduni așa un... Și orice bărbat o să zică chestia. Exact, asta ziceam. Deci dacă aduni un congres al bărbaților de pretutindeni și trimite fiecare națiune reprezentantul, știi, să fie așa o masă rotundă mare în care, la ONU, știi, da, la ONU, în care se discută, vin și ei din triburi, știi, cu, da, exact, cu tecile. Da, și gen, dacă îi întreb pe toți să se pună de acord la ochi, cum ar trebui să fie ochii, bă, se taie pe acolo, se spânzură, gen, acolo, nu că ochi albaștri, ba nu că verzi, ba nu că căprui, după aia sânii cum să fie, că nu ne interesează, că la noi oricum nu se uită nimeni că atârnă și gen nu poartă femeile sutien și ba nu că la noi să fie mari, la noi să fie mici, că nu știu ce. La cur toți să fie unanimitate, gen, da, bă, da, okay. Da, da. Da, votează toți, da, nicio problemă, și adună foile, it was a good meeting. Da. Dă-i pe Audacity, că să văd și eu când... Oricum, Remus, uite, asta mă deranjează pe mine, că gen, îmi ceri bani. Așa. Să te plătesc pentru chestia asta. Bani. Nu acum, că n-ai de unde. Nu acum, dar ți-aș cere, da. Da, păi asta zic, că mi-ai cere, dar gen, ești foarte slab la asta. Adică, bă, nu putează cineva, trebuie să o facă. Adică... 100%, dar trebuie să fie plătit accordingly. Păi... De fapt, tu ești ăla care în momentul de față aduni experiență și practic... Crezi că mai vreau să fac asta experiență vreodată în viața asta? Eu sunt cineva? 100% sigur că ai vrea să rămâi în industrie. Ai vrea să fii forever cel mai tânăr om în viață. Bă, da. Cred că experiența asta a fost mai mult decât suficient ca să-mi dau seama ce vreau să fac. Da. În primul rând, nici măcar nu sunt în stare să spun nicu cum trebuie pe... Adică am o singură slujbă și nici pe asta nu fac cum trebuie. Da, asta... Cred că te-am comparat prea mult cu Sergiu, asta a fost. Tu ai alte calități. Lumea îl apreciază mai mult pe Sergiu, am zis și la ultimul podcast. Așa că... Bă, nu cred, hai că nu știu. Eu comentariul ăla pe care l-am văzut mi-a rămas. A fost un comentariu, nu, ar trebui să punem la, vezi de la suflet comentariu. Vezi de ce nu sunt pe internet? Da. Faza e că tu, tu vorbești mai mult și Sergiu face mai mult. Asta era diferența, gen. Da. Mai aici ceva de adăugat cu privire la femei și de ce nu sunt femeile bune în Anglia și de ce femeile bune în Anglia arată de maxim 7? N-am. Sunt foarte surprins, adică nu știu, chiar n-am o explicație, chiar o să studiez fenomenul, că m-a făcut foarte curios. Sunt nasoale într-un fel asemănător, asta e chestia, mi se pare. Ai observat chestia asta? Da, cam poți să te uiți, cam poți să te uiți la o femeie și să-ți dai seama că e din Marea Britanie. Da, sau din zona aia de... Da. Și ăsta, să știi că este un mare criteriu pe baza căruia aș putea să-mi aleg un oraș în care să mă mut. Pentru că m-am gândit de multe ori, bă, dacă se-mi pute treaba rău în România, unde mă duc? Păi, bă, în Europa, să zicem că aș putea să învăț destul de repede limba în Spania. Și acolo e ok. Deci clar, Spania este locul 1 în Europa unde m-aș duce dacă se-mi pute treaba aici, în Europa. M-am gândit când eram student și astea că bă, știu deja să vorbesc engleză, aș putea să mă duc în Anglia să fac catul praf acolo. Au fost doi factori care m-au determinat să... Trei, hai, să nu fac asta. În primul rând, vremea. N-aș putea să locuiesc într-un loc unde are vreme nașpa tot timpul, pentru că vremea influențează foarte mult starea de spirit, activitățile, viața în general. A doua a fost femeile, că gen, n-ai cu cine, frate, deci chiar n-ai cu cine. Și al treilea, care de fapt cred că a fost totuși cel mai important, a fost banii, că n-aveam bani să fac facultate în Anglia și chestii de astea. Acolo se câștigă bine. După. Și da, clar, deci nu, Anglia nu. Și la fel, în Germania, dezastru.
Cred că în Cehia ar fi mișto. Bă, faza e că țările astea este europene, stau bine la capitolul femei, dar gen și România e o țară este europeană și din cauza lucrurilor din cauza lucrurilor pentru care plec aici, le-aș găsi și acolo, gen. Adică corupție și toate nasoalele și medicină nașpa și astea. Ok, poate Cehia o duce un pic mai bine. Dar tot pe acolo, știi? Adică nu e sesizabil și nu cred că mă apuc eu să învăț cehă vreodată. Da. Eventual, nu știu, să zic că să învăț, să zic că pot să-ți dau foarte mulți bani dacă mi-arăți ceva. Da, să vă sunt reprezentantul unei agenții de modeling. Da, cam atâta aș putea să învăț în cehă, de cred că știu deja. Da. Și la fel, adică e clar că dream city-ul în care aș putea să fiu din lume ar fi LA, dar nu să fac ceva acolo sau ceva de genul, gen să fiu deja bogat și să doar să locuiesc în LA, pentru că e super tare că lumea e foarte superficială în LA. Toată lumea arată bine în LA, pentru că dacă nu arăți bine, n-ai cum să-ți plătești chiria acolo. E clar că nu poți să-ți plătești chiria și să-ți trăiești din salariul de chelneriță. E clar că... Poate e și să plătești. Păi nu, dar gen, ok. Chelneriță poate câștigi bine în LA. Păi câștigi bine, că primești tips. Păi da. Păi da, dar nu primești tips dacă nu ești bună. Ai și nu primești acting jobs și nu primești... Mă rog, în LA arată lumea ok. Vreme bună tot timpul anului. Se vorbește engleză. Poate și puțină spaniolă, că e aproape de graniță. Învăț și spaniolă. Plajă. Toată lumea e superficială și toată lumea o arde boem. Și este orașul pentru mine care ar fi super forță. Numai că nu sunt dispus să mă duc acolo și să grinduiesc de la început. Îți dai seama cum ar fi să mă duc eu acolo să fac gen... Ce ai putea să faci acolo? Dacă te duci acum, îți dai demisia. Da, nu știu. Nici parcagiu nu pot să fac, că nu am permis. Gen, nu pot să lucrez în construcții pentru că nu știu să pun un bec. Aș putea să fiu barman, dar na, cât durează să facă training? Nu durează foarte mult, aș putea să fiu barman și... Sau crupier la casino. Ah, crupier la casino, da, frate. Să fac bani, că faza e că trebuie să... Dar nu știu dacă LA-ul e foarte cunoscut la capitolul ăsta. Adică nu știu dacă... Probabil că sunt cazinouri și astea, dar nu... Nu sunt, că da, se duce, frate, în LA acolo, o dată la 3 luni. În LA? Da, în LA. Forță. Da, aș putea să fac asta și duc ca on the side, adică e clar că asta ar fi jobul pe care l-aș face ca să mă mențin acolo și să fac ceva pe lângă, care e de fapt visul meu, să-mi urmez visul. Ce? Păi, nu știu, dar e clar că nu mă mut în LA să fiu crupier for a living toată viața, păi, știi? Păi, să ai fi surprins, la un moment dat te duci acolo cu un vis foarte mare să ajungi cineva și apoi te gândești, bă... I like the quiet life, știi? Te duci cu un vis mare și rămâi cu un vis mai mic, da? Super ok. Cum ar fi să mă duc să fiu crupier în Las Vegas și să vină ăsta, Giovanni Becali la mine? No play! Da, nu, e clar, aveam planul ăsta când eram mic și mă uitam la Californication. Și aveam impresia că atunci aveam blogul, eram scriitor, scriam și aveam blogul și mă uitam la Californication și era Hank Moody ăsta care era așa cu femeile, gen bam, bam, bam și... Trebuie și bine la capul, scutatul ăla de serios. Da, și era ok cu femeile și era și scriitor, okay. Avea... Era deloc ok cu femeile. Era ok în sensul că îl plăceau femeile, mă rog. Și avea și bani pe dreapta și avea și nevastă și scria și... Da, avea un vid interior foarte... Da, mă, exact, toată lumea vizează la vidul la interior dacă vine și cu restul, gen... Aoleu, ce vid interior aș avea și eu dacă ar veni cu bani și gen
faimă și să lucrezi în LA. Poate că deja am un vid interior și gen stau în Crângaș. E clar că mi-aș dori să am un vid interior în LA, nu? Bravo. Da, mă, și pă, așa pe final vă zic că s-a bătut Fury cu Wilder și nu a ieșit neapărat exact cum aș fi prezis eu. Aș fi prezis că bate Fury la puncte, dar se pare că a bătut Fury cu knockout. A fost mai degrabă cum a prezis Fury că o să fie și cum a prezis și Tasu și cum... cred că doar ei doi credeau chestia asta. Adică n-am auzit vreun expert avizat care să zică... să prezică rezultatul ăsta. Dar oricum, mi-a plăcut maxim lupta, am stat... Adică nu mi-am stat treaz, am pus ceasul să sune dimineața, m-am trezit, l-am văzut și a fost super blană meciul. Ce mi s-a părut interesant a fost că Fury și-a schimbat total strategia pe care a luat-o în primul meci. Strategia lui din primul meci a fost destul de simplă. A zis, bă, sunt un boxer mult mai bun ca el. El n-are decât knockout power, pot să neg chestia aia foarte ușor boxându-l cu geabul. Și a și făcut asta și în mod normal ar fi trebuit să câștige la puncte după calculele oricărui om care se uită la box, în afară de calculele arbitrilor, nu sunt arbitri, cum se numesc aia care, mă rog, panelul ăla, the judges, whatever, nu știu cum se zice în română. Da, și ăia tot interesul lor a fost, bineînțeles că boxul e foarte corupt, tot interesul lor a fost să se mai joace odată și cu aceiași oameni, ei rămânând amândoi neînvinși în contextul egalului. Și Fury a zis, ok, am înțeles, dacă furați, e clar că trebuie să fac ceva în așa fel încât să nu puteți să furați decizia asta, așa că o să trebuiască să-i dau knockout. Așa a și făcut, gen călare, din prima rundă s-a văzut clar că gen nu o să se ducă 12 runde meciul. Din prima rundă s-a dus călare pe el, s-a pus cu greutatea pe el, gen era și o diferență foarte mare de greutate, erau cred că vreo 20 de kg între ei. Și a dat meciul, knockout, runda 7, la revedere. De fapt nu a fost knockout, a fost aruncat... Antrenorii lui au aruncat prosopul într-un meci de titlu mondial heavyweight, să arunce prosopul. Nice. Bravo Fury. Te aștept la podcast. Și ăsta a fost Casual Friday Podcast cu mine și tânărul Remus, cel mai tânăr om în viață. La revedere. Mulțumesc. Pa, pa.